Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la cartea profetului Ieremia, capitolul 18, și vom citi începând cu versetul 1, primele 11 versete. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să-l auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-ai scutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa, însă deodată zic despre un neam sau despre o părăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi. Așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce alea, îndreptați-vă umbletele și faptele. Amin. Stăpâne Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău. Și am vrea să-L primim în inimile noastre cu blândețe, ca să-și aducă rodul la vremea potrivită. De aceea te rugăm, dăruiește-ne pricepere fiecăruia dintre noi să ascultăm cuvintele Tale. Dăruiește, Doamne, înțelepciune robului Tău și putere și ungere de sus și fă ca momentele care urmează să fie momente în care cerul se unește cu pământul și inima omului este prinsă în mâna lui Dumnezeu și schimbată și transformată după planul cel veșnic al lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, că ești aici. De aceea te binecuvântăm și lăudăm numele Tău în veci de veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile și momentele care urmează ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, stăm cu inimile deschise, rugându-ne ca Dumnezeu să-și facă lucrarea desăvârșită prin fratele păstor Viorel Caldeanu și ne rugăm ca îndurarea Domnului să fie peste el. Amin. Haideți în seara aceasta să începem cu o cântare, cântarea 410. Doamne, de cum vrei să faci mereu, Tu ești olarul, lutul sunt eu, să-ți plac doar ție, Doamne Sfânt, că stau smerit la Tău cuvânt. Doamne, de cum vrei să faci mereu, Tu Thank you.
înălțăm din nou numele Domnului peste adunarea noastră și venim să recunoaștem încă o dată că ziua de azi este o zi de har și de îndurare pentru noi datorită Domnului nostru Iisus Hristos. În urma jertfei pe care El a adus-o odată pentru totdeauna pe crucea din Golgota, putem să ne bucurăm de atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu date nouă tuturor. Și totalitatea acestor binecuvântări pe care noi le primim în dar, dar pentru care Domnul Iisus a plătit așa de scump, înseamnă harul lui Dumnezeu pentru noi. În seara aceasta ne întoarcem din nou către cuvântul Domnului și vrem să-L auzim pe Domnul vorbindu-ne fiecăruia dintre noi și ca într-adevăr să fim convinși că merită să ne deschidem mintea și inima și să-i ascultăm cuvântul. Haideți să privim la prorocul Ieremia. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit în vremuri foarte grele. Grele pentru că poporul era atâta de preocupat de lucruri străine de voia lui Dumnezeu. De lucruri omenești, pământești. Și toate astea se întâmplau în defavoarea sufletului. În defavoarea voii lui Dumnezeu cu privire la ei. Un Dumnezeu despre care auzeam în seara aceasta cu inima frântă caută să întoarcă omenirea către El și să o aducă la ascultare spre binele ei. Acest Dumnezeu, spune Apostolul Pavel la Evrei, capitolul 1, în vechime a vorbit în multe rânduri și în multe tipuri prin proroci. Unul din aceștia a fost prorocul Ieremia. Când îl vezi în câte moduri Dumnezeu îl îndeamnă să vorbească poporului, vezi creativitatea lui Dumnezeu, care încă o dată și încă o dată caută în fel și chip, ca în sfârșit să-i convingă pe oameni că este așa de benefic pentru ei să se întoarcă de la căile lui și de la căile lor și să umble în ascultare de el. Și nu reușește. Le-a dat oamenilor libertatea să aleagă singuri și ăsta e rezultatul. Ăștia suntem noi oameni. Într-o zi, îl văd oamenii din Israel pe prorocul Ieremia umblând cu jucul de boi de brumat, făcând spectacol din Ierusalim. Îl înconjoară, se contrariază de ceea ce se întâmplă. Și Ieremia îi vorbește. Și îi avertizează de robia pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Doar să-l întoarce. Și tot degeaba. Aici, în capitolul 18, Dumnezeu hotărăște să mai vorbească încă o dată. Mai găsește un mod în care să se adreseze copiilor lui Israel. Și spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a zis Ieremia, coboară de Valea Ben-Hinom. Du-te la poarta Ben-Hinom a cetății, acolo unde sunt casele molarilor. Coboară de acolo, pentru că acolo vreau să vorbesc. A găsit Dumnezeu un loc unde să se audă vocea Lui. De obicei, când avem semnal la telefon, începem să urcăm undeva unui înălțit și ne gândim acolo avem mai multe șanse să prindem semnal. În Vechiul Testament, când vezi că oamenii se coboară, asta de obicei înseamnă îndepărtare de Dumnezeu. Însă este un Dumnezeu care locuiește locuri înalte în sfințenie, dar coboară și în părțile de jos ale Pământului, acolo unde este omul zdrobit. De data asta, Dumnezeu vrea să vorbească în casa olarului. În seara asta,
Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să facă din locul acesta casa olarului. Să facă un loc unde să prindem semnalul. Să auzim de Dumnezeu că ne vorbește. Să prindem vocea Lui. Dacă nu suntem convinși, atunci ce mai căutăm aici? Dacă nu suntem convinși că există această posibilitate binecuvântată ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne aducă la cunoștință ceea ce avem nevoie. Ieremia ascultă de Domnul și se coboară acolo. Și ne arată cuvântul lui Dumnezeu că pentru început stă și privește la ceea ce lucrează la alu. Am ocazia câteodată, datorită musafirilor care ne vizitează, să ajung și pe la comuna Marginea, unde se lucrează ceramica neagră de margine. Specificul lor. Diferit de alte locuri, aici, vasele pe care le lucrează ei, devin o ceramică de culoare neagră, ca și cărbunele. S-a meritat să fie spus, niciodată laptele acru nu se prinde mai bine decât într-o oală de ceramică neagră. Și niciodată sarmalele nu vor avea gust mai bun decât dacă le împuzi la cuptor într-o oală de ceramică neagră. E un specific. Te duci pe la bebetele de olărit și vezi la un moment dat vase pe care îi desena cocoșul și spui, asta e ceramica de Horez. Vezi alte vase cu niște aflecturi pe ele foarte interesante, colorite în câteva culori, așa de culoare roșiatică, și spui, Dumnezeu, asta este o replică la ceramica de Bucuteni, una din cele mai vechi civilizații de prin zonele noastre. Descoperit undeva lângă Cortar, lângă Iași. Te uiți și vezi vase cu laleaua pe ele și spui, ăștia s-a le ungurilor. Ei pictează laleaua. Deci când te uiți la o amforă grecească și vezi gâtul ăla lung și spunea un frate grec, totdeauna greci au fost ispitiți de gâtul femeie. N-am înțeles de ce. Noi poate doar că suntem supărați ne gândim la gâtul ei. Deci, din cauza asta le-a cerut să fie acoperite și nu numai pe cap, zice, să fie acoperită ceapa în mod special. Asta înseamnă acoperită. Era un frate grec, știa ce spune. Din cauza asta, zice, ceramiștii greci, totdeauna au vrut la amfură să le dea gâtul femeii. Ceea ce le s-a părut frumos. Fiecare are un specific. Dar merită să ne întoarcem la ceramica asta pe care o lucrau olarii aici. Nu făceau altă, în primul rând, cât lucrau pentru că era necesară. Metalele erau monopolul filistenilor. Prea puțini oameni își puteau permite vase de metal. Dar marea majoritate a populației din Israel, mai ales în perioada asta, când din cauza păcatului, țara era sărăcită. Era săracă din punct de vedere economic. Vasele astea erau la mare căutare. Dacă mai luăm în seamă faptul că potrivit cu legea lui Moise, ei au înțeles că trebuie să aibă două bucătării, una pentru lapte și una pentru carne. Să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Erau despărțite cele două bucătării. Și când am mers în Israel, am văzut că până și azi cei de la hotel desfac cele două mâncări una de altă. Dacă coboram dimineața și vedeam la clate la masă, știam că nu mai este carne decât de pește. Dar dacă erau produse de carne, atunci nu erau vânzeturi și la clate. Vor să aibă clienți dintre evrei practicanți, care încă țin legea. Ei, în vremea aceea, oamenii având două bucătării, aveau nevoie de mai multe vase. Și se spune că unii în habotnicia lor, după ce foloseau un vas la o anume mâncare, îl spărgeau pentru ca să nu mai folosească
cumva la bucătăria cealaltă, să se spulce. Probabil că de aici vine ideea cu vasele de unică folosință. Ce vreau să spun cu asta este că aveau foarte multe lucruri. Deci a crezut ce a cumpărat vase, a auzit despre olar, a face referință la olar, era ceva foarte popular în Israel. Și Dumnezeu vrea să le vorbească ceva care, într-adevăr, e în privirile tuturor, e familiar tuturor. Doar o pricepe în sfârșit voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Și Eremia se uită acolo. Olarul la Olar ia și cântărește în mâna lui din grămada de lut pregătit pentru lucru, curățit, ciuruit, umezit atâta cât trebuie, ia și cântărește în mâna lui o bucată de lut cu ceea ce are în minte. Și spune, cred că-i de ajuns. Are în planul lui să facă un anul de vas. Și zice, cam atât am trebuit. Cu o mișcare puternică, lipește bucata aia de lut de masa de lut. Și apoi masa aia cu meșteșugul care are el acolo, începe să se învârtă și devine practic ce numim noi roata olarului. Și olarul își moaie deștele în apă și începe să modeleze pământul. Și încet, încet, încep să se ridice pereții vasului. Olarul știe ce are de făcut. Dar zice Scriptura, cum se întâmplă cu rudul mâna olarului. La un moment dat s-a întâmplat ceva, a intervenit ceva. Ori olarul și-a dat seama că a lăsat peretele vasului prea și ține. Și asta nu mai poate repara, decât de un anume fel. Ori a apărut acolo o zgură, o petricică, s-a oprit între degetele olarului și cum s-a învârtit roata, pur și simplu i-a retezat vasul la determinat. În situația asta, în nereușita asta, cu o lovitură de sus în jos, olarul lovește vasul la nereușit și o face din nou o grămadă în formă pe masa aia de lucru. Și a doua oară e mai atent și mai preocupat. Iarăși mai e degetele în apă. Lucrează mult mai delicat. Și în sfârșit, vasul este terminat. Gata pentru a fi pus într-o anume destinație. Și olarul ăsta se uită mulțumit la vasul. Își șterge mâinile. Și mă gândesc la sentimentul ăsta de a fi mulțumit că ai terminat ceea ce voiai să faci. Mă gândesc la duminica seara, câteodată, când pot să trag bine și să spun, astăzi chiar a fost Dumnezeu cu noi în adunare. Am avut convingerea că dimineața ne-a ascultat la ora de rugăciune. Mi-am dat seama că s-a dezbătut studiul biblic cu preocupare, cu lumină de sus, cu călăuzire. Și, într-adevăr, lecția a fost înțeleasă. A fost cuvântul descoperire la serviciul divin. Cântările au fost, într-adevăr, cântări duhovnicești care le-au zidit. Ne-au înălțat sufletele înaintea Domnului. A rugat Dumnezeu și după masă. Am adunat într-un singur buchet poeziile și cântările și apoi cuvântul de cercetare, de zidire, de evangelizare. Și-a făcut lucrarea. Au plecat frații binecuvântați din casa Domnului să ducă binecuvântarea către casele lor. Au pornit într-o nouă săptămână de lucru, dar încărcați spiritual. Doamne, slavă ți! Atunci am că mă pot așeza pe scaun cu toată greutatea. Și-ți mulțumim că, într-adevăr, n-a trecut duminica aia degeaba. N-a fost ceva de rutin. Eularul ăsta, mulțumit, decuvează vasul de acolo și îl ia ușor și îl pune deoparte pe polița de uscat. Merită să notăm expresia asta, a pune deoparte. Pentru noi înseamnă mult. Pentru noi înseamnă dăruire, dedicare, sfințire pentru o anume destinație, pentru o anume slujbă. Vrea stăpânul să folosească vasul
pentru ceea ce are El în plan și în gând. Dar după ce se întâmplă în asta, dintr-o dată urechea lui Ieremia începe să audă vocea Domnului. Doamne, mare lucru! Mare lucru în urma unei împrejurări, în urma unei întâmplări, în urma unei întâlniri, în urma unui eveniment. Dintr-o dată, așa să te fulgere un gând binecuvântat și să spui, Dumnezeu mi-a vorbit aici. Înțeleg ce-am vrut să spun. Îmi dau seama că pentru mine s-a întâmplat. Mi-aduc aminte că odată eram rămâncit într-un accident, implicat acolo, și a venit un bărbat și m-a văzut cu mâna pe omul și a zis, frate Dorel, să nu te neliniștești. Aici e mâna Domnului. Vezi băiatul ăla? E unul din copiii mei. Singurul care nu s-a pocăit. Stai liniștit că Dumnezeu e aici la lume. Să prinzi vocea Domnului. Poate ne gândim doar la Ieremia și presupunem doar pe vremea aia oamenii auzeau. Dar în povestea un frate din Iași, zice, fratele Marcu Nichifor. De multe ori pescuia la noi, spune ea. Dacă tot vorbim săptămânile astea despre Iași, am avut și noi sfinți la Iași. Dacă ar fi fost al ortodoxilor, ei i-ar fi sanctificat. Noi însă ne amintim de ei, mulțumim lui Dumnezeu și având de învățat de la ei. Luând ca exemplu. Pentru că, de fapt, asta e scopul. Ce se spune despre ei, spune Pavel, e scris pentru învățătura noastră. Istoria cu oamenii pe care Dumnezeu a folosit nu este dată pentru învățătura noastră, nu pentru a direcționa în altă parte în genarea noastră. Și fratele Marcu, ce mai Vasile, dimineața nu te mai scula, să mai pregătești ceva de mâncare, pentru că atunci când te vei trezi tu, eu voi fi deja plecat. Trebuie să mă scol pe la 5, să prind un tren la București, am întâlnire cu cineva la București. Și zice, trebuie să vină și nevastă mea Ada de la Timișoara și o să mă întâlnesc și cu ea acolo. Dar frate Marcu, să-ți spun ceasul să sune, nu vă spune, stai liniștit, că mă scoală Duhul Domnului. Hai, frate Marcu, să-ți spun ceasul. Măi, Vasile, nu te ține de șor. Lasă că are grijă Domnul. Și te-am culcat. A doua zi, zice, mă scoala mai târziu, nu mai aveam musafiri. Și când mă uit în cameră la fratele Marcu, el dormea dus. Speriat, m-am dus la el, frate Marcu, ți-am spus. De ce nu mai dăm voi să spun ceasul? Vasile, stai liniștit. A scoat că a venit Duhul Domnului și a zis, Igor, nu te duce la București, că cheltuiești banii degeaba, omul ăla nu se ține de cuvânt și nu vine la București. Dar frate Marcu, dacă o rămâne cu sora Ada, că ai pus-o pe drumul degeaba, ei, stai liniștit, Vasile. Dacă Duhul lui Dumnezeu mi-a spus mie să nu mă duc, sigur i-a spus și ei. Dar tu știi cum sunt femeile. Cred că i-a spus de mai multe ori până înțelege. Asta probabil e valabil numai cu privire la sora Ada. Când am auzit treaba asta, zice fratele Vasile, am zis, la ce familie stă sora Ada la Timișoara? Păi la familia cu tare. Ai un telefon de acolo? Am. Dă-mi și un pic telefon. Curios, deci am luat și am dat telefon. Sora Ada e la dumneavoastră? Da. Dați un pic la telefon. Și mă dă la telefon și zic, sora Ada, dar ce faci? Trebuia să mergi la București, să întâlnești azi cu frate Marcu la București. Ei, Vasile, zicea, soapte a venit Duhul Domnului și mi-a spus, nu te duce degeaba la București, omul ăla nu se ține de cuvânt și nici din Chipor nu mai vine la București. La oamenii ăștia nu se termină bateria la telefon. Nu rămâne în fapt. Am zis și fiind toată istorie. Dar ăștia sunt oameni care au trăit ca și noi în vremea noastră. Mai sărai și mai simplu decât doar. Dar auzeau vocea Domnului. Și le vorbea Dumnezeu. Și la un moment dat, vedeai cum cuvântul lui Dumnezeu se duce către cutare sau cutare de la cutare. Și vorbește cu da și amin.
Dragii mei, haideți în seara asta să rugăm pe Domnul și să spunem, Doamne, chiar am nevoie să aud și eu cuvântul Tău. Spune și mie, Doamne, cum mă vezi, cum sunt în ochii Tăi? Ce vrei să-mi spui la o seară de evanghelizare spre binele meu? Pentru că așa de mult ne iubești. Că tot mereu în providența Ta porți grija noastră și ne urmărești și vrei să ne spui ceva care să ne prindă bine. Ieremia zice Domnul, du-te și spune lui Israel, nu sunteți voi ca lucrul în mâna mea, zice Domnul? Gândiți-vă un pic, opriți-vă un pic. Aduceți în mintea voastră imaginea asta unui olar care își lucrează vasul. Toți vă folosiți de vasele lui. Dar voi, nu pricepeți că și voi sunteți vase? Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu ne duce pe primele firele Scripturii. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Geneza, la capitolul 2, cu versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Primul olar, marele olar, Dumnezeu însuși, cu mâinile Lui, a frământat țărâna pământului. A ilustrat tipul Lui în această țărână. I-a dat o formă, l-a luat, l-a cântărit în mâna Lui și a spus, cam așa vreau să-L fac. Să fie frumos. Să aibă doi ochi. Să aibă două nări, să aibă două urechi. Să aibă două mâini, să se spele una pe alta. Să aibă două picioare. Cam așa să fac să fie în stare să mă reprezinte printre toate vețuitoarele, pe toată fața Pământului. După ce a dat toată forma aia și a ieșit omul așa cum i-a plăcut lui, a suflat odată suflare de viață. I-a dat din viața lui și omul a început să vințe. S-a trezit. A început să se uite roată în jurul lui. Au început să treacă vețuitoarele prin fața lui. Și el, ca un stăpânitor, se vedea numele la toată. Dar nu numai atât. L-a făcut pe om să aibă voință liberă. Să aibă dreptul să-și aleagă singur destinul. Să arate că el, Dumnezeu, nu este un tiran. Că el nu-i de acord cu căsătoriile silite. Eu n-am vrut să petrec greșnicia singur, de asta te-am făcut pe tine, omule. Dar tu alege, ai vrea să petrezi greșnicia cu mine și o greșnicie întreagă să fim împreună? Îți dau timp pe pământul ăsta. Să te dumirești, să vezi realitatea, să mă înțelegi, să mă cunoști, să-ți dai seama cine ești și cine sunt eu. Și apoi să te hotărăști. Ai vrea să petreci veșnicia cu mine? Ne-a făcut Dumnezeu. Și Doamne a pus în noi atâtea daruri minunate. A pus în noi atâta har. Când auzi o voce din asta care laudă numele Domnului, totdeauna parcă am fost o leacă invidios pe cântăreți ăștia. Că n-am avut vocea lor. Dar când mă gândesc cât de mult mi-a plăcut să predic cuvântul Domnului, îmi trece orice invidie. Pentru că la fiecare Dumnezeu a dat ceva. Ți-am dat o voce de privighetoare. Să cânti. Să aduce îndurare, să aduce bucurie, să aduce încurajare oamenilor. Să plângă, dar bucuria să fie amestecată cu lacrimile și să șteargă lacrimile prin cântarea ta. Și să le iei inima de pe pământ și să o muți în ceruri, acolo la Dumnezeu.
și să le iei ochii de la toate imaginele astea care sunt pur și simplu mincinoase și să o îndrepți către figura Domnului Iisus Hristos, către ființa Lui, către frumusețea Lui. Dar ce-i că numai cu vocea ta? Ai cântat curvia și vieția și lăcomia și tot felul de lucruri stricate și mesaje satanice și rebeliunea și răzvătirea împotriva părinților și ai împins pe oameni către suicid și către nenorocire. Pentru ce nu ți-am dat muget sau răget și ți-am dat vocea asta frumoasă? Un Dumnezeu îndurerat că darul tău nu aduce ceea ce El așteaptă. Ți-a dat darul cuvântului. Așa de bun pe văzitor. Așa de sfătos. Tot iar place omului să se luce cu tine când e vorba de drumul la lung, de la Iași, la Timișoara sau invers. Să treacă vremea mai ușor. Să nu se mai plictisească. Mereu să aude ceva nou. Dar uite-te la ceea ce spui. Numai lucruri fără noi. Numai putrecare. Numai jurături. Numai sundarme. Numai stricăciune. Pentru ce ți-am dat darul ăsta? Am pus în tine așa un simț de gospodar, te-a făcut un melație, un explatic început. Ți-am dat pe mână tot felul de lucruri. Oriunde te-aș fi pus, tu scoteai bani din piatră seacă, creai locuri de muncă, erai în stare să realizezi. Oamenii nu vedeau acolo decât bolovan. Tu vedeai aurul din bolovanele. Dar pentru ce te-ai îmbogățit? Pentru ce ai adunat bani? Să furi, să înșeri, să schimbi soția cu secretara, să gândărești accent pentru lucruri care nu rănesc. Să corupți politicienii, să aduci sălnicia și nedreptatea, să critici eu-ul tău și să aduci jertfă doar mândriei satanice și egocentrismului tău și să nu faci nimic pentru cei care au nevoie de tine. Pentru ce ți-am dat darul ăsta? Și fraților, fiecare ne putem cerceta. Și putem ajunge la aceeași concluzie. Olarul s-a apucat să iasă un vas bun. Și a fost preocupat și a făcut ce trebuie. Și l-a lucrat și l-a modelat cu mâinile lui. Numai n-a ieșit vasul pe care el îl aștepta. Și acum uitați-vă la rezultat. Am vrut, zice el, Israel, să fac din voi un popor de misionari. Toate neamurile pământului să află prin voi care este adevăratul Dumnezeu. Nu eu, ci voi a zis. Doamne, Tu asculți rugăciunile, toate neamurile și toți oamenii vor veni la Tine. Dar uitați-vă ce a ieșit din voi, zice Domnul. Ați vrea să țineți religia doar pentru voi. Ați vrea să fie de folos templu ca și casă de rugăciune doar pentru voi. Acolo unde să se întine ei, ați făcut iar maroc. Și ați făcut o casă de tâlhar în casa mea. Eu am vrut să fiu straja la hotarele voastre. Eu am vrut să fiu polițiștii voștri, să fiu armata voastră. Eu am vrut să fiu împăratul vostru. Eu am vrut să vă scap de taxe și de viruri și de altul care să vrea cei mai buni, dar voi m-ați dat la o parte și v-ați dus să fiți ca celelalte neamuri. N-a ieșit ceea ce trebuie. Te-ai născut într-o familie de pocăiți. De mic ai putut să înțelegi cine e Domnul Iisus. Ce a făcut El de dragul tău? Dar când a venit vârsta să alegi, ai luat o razna către lume. Și ți-au mâncat lăcustele atâția ani prețioși. Și au rămas ani fără rodii. Trăiești într-un oraș în care sunt atâția pocăiți, atâția oameni care au renunțat la spiritul de turmă.
nu se lasă duși cu vorba vătitoare, nu rămân în întunericul necunoștinței. Nu le frică să pună mâna pe Scriptură și ascultând de porunca mea, ei cercetează Scripturile ca să caute viața veșnică. Și-au găsit-o. Dar tu treci împărăția lui Dumnezeu pe lângă tine. Se predică la auzul urechilor tale cuvântul meu. Ai fost chemat de atâtea ori. De câte ori ai fost în împrejurări limită și l-ai dat pe marginea prăpăstiei. Și Îngerul Păzitor a fost acolo. Și te-am scăpat. S-a mai dat har. Și m-am îndurat de tine. Și încă ești de viață. Dar ești mulțumit de ceea ce ai ieșit? Chiar crezi că asta e voia mea cu privire la tine? Crezi că asta am hotărât eu pentru viața ta? Să stai mereu, să adun la gunoaie și să uiți că de fapt într-o zi vei pleca cu mâinile goale. Și acolo sus, la banca cerului, n-ai mulțumit. Ce ai făcut? Și ne uităm la marele orar. I-am zis, eu mi-lasă la oralul de jos, pentru ca să înțelegeți ce am de făcut. Adică, dacă n-ai nici vasul, trebuie să urmeze lovitura aia de sus în jos. Am de gând să pregătesc o lovitură împotriva voastră. Am de gând să pregătesc o nenorocire împotriva voastră. Opriți-vă! Schimbați-vă treile! Schimbați-vă faptele! Opriți-vă! Înțelegeți! Sunt aproape 2 ani de când aș putea să spun am primit poate cel mai ciudat telefon din viața mea. Lucram la ceva și la un moment dat a sunat telefonul și am înțeles că un frate. Mă sună și zice, frate Candelarul, noi nu știu, nu ne cunoaștem. Nu știu dacă ne-am văzut vreodată. Dar tata socru v-a cunoscut. V-a prețuit foarte mult, v-a iubit. Ascultă predicile dumneavoastră. Ne vorbea cu admirație despre dumneavoastră. Cred că și-ar fi dorit, măcar la mormântarea lui, să fiți de față. Și continuă el și spune, aș vrea să vă invităm la mormântarea lui tata socru, joia viitoare. Joia viitoare era la o distanță de 10 zile. O mormântare peste 10 zile. Mi-am făcut socoteala, m-am gândit la agenda și am spus, din câte știu sunt liber și cred că aș putea să ajung. Dar zice el, noi suntem la Linz, în Austria, și am vrea să participați la mormântarea lui tata socru. Joia viitoare va fi mormântare. Încercam să vedeți cum puteți să ajungeți. Faceți cu ajutorul Domnului am să ajung. Am plecat la drum și în discuțiile care le-am mai avut, am început să mă lămuresc, de fapt, cei cu mormântarea asta. O familie de undeva de lângă Dorohunii s-a mutat la Hunedoara când a început combinatul. Au crescut feciori, au ajuns o plecătură de familie în toată adunarea de tot. După Revoluție, unul din frații a luat familia și a plecat în Austria. Ca să fac un viitor la copii. Cam asta e de trebuie. Mă duc să fac un viitor la copii. Bun. De cum a ajuns acolo, povesteau frații, imediat 3-4 familii s-au unit acolo și au zis, trebuie să adunăm să formăm o biserică românească. Și s-au dus la pocăiții. Și s-a dus vestea despre ei și încet, încet, tot venind alții și alții, au ajuns la 100 de membri, la 200 de membri. La un moment dat a zis, fraților, nu ne mai intra pe locul ăsta. Acum ne putem aduna confesional să facem biserică baptistă și penticostală. Ăștia erau cei mai mulți. Și așa nu ne intra pe locul. Și au făcut, au format biserici, dar au păstrat legătura aia frățească de la început. Când am ajuns acolo la prima seară de priveri, am aflat toată povestea. Înainte de a primi telefonul, îi venise o rudenie din America și găsese undeva la o familie acolo să cătuiască și fratele a luat soția
S-a dus să-și viziteze rudele ce. A intrat în bloc vorbind românește, fără să-și dea seama că cineva ascultă. S-au dus, au stat până târziu, după ora 10. I-am întrebat-o pe aia, s-a avut vreo petrecere acolo, ați făcut zgomot, ați deranjat toate vecinii. Zice, nu, în Austria nu-ți permiți așa ceva. A fost liniște de plin. După ora 10 a luat legătura cu feciorul lor, s-a venit cu mașina, cu două nepoțele, una de vreo 7 ani, una de vreo 9 ani, și-a tras mașina în fața intrării și i-au coborât. Și prima a ieșit pe ușă, sonă. Era fratele prioritate. Din moscheții de vizafiu, un bărbat s-a ridicat cu armă în mână și-a mușcat-o. A trecut bronzul undeva pe un bazin pe aici, fără să atingă vreun organ de lăsă vital, și-a crescut acolo lângă ușă, sângerând. După care s-a văzut că sunt împreună cu mașina, a plecat cu arma către mașină. Când bunicul și-a dat seama că nepoatele lui sunt în bătaia armei, a alergat înaintea lui să-l oprească. Și-a tras în el trei gloanțe. Și două au trecut direct în inimă. L-au murit pe loc. Cu groază, feciorul vrea să ride dincolo de mașină, a controlat mașina. Era un bărbat de 40 de ani, atletic, voinic, s-a luptat cu ăsta pe viață și pe moarte. Și povesteau ceilalți, zice, până la urmă a reușit. După ce și el a primit un glonț, și apoi cu baioneta care o avea ăsta, un cuțit de ăsta militar, l-a înjunghiat pe vreo două ori. Dar până la urmă a reușit să-i pună arma pe cât să-l țin așa, sufocat până cât au venit polițiști și el l-au îndătușat. Când au ridicat de acolo declarația lui apostol să plece, au slenderea țară, afară din țară. Să plece în țara lor. Nu poți să respiri din cauza lor. Un nazist. Pusese pe fronturile astea internaționale ca mercenar, probabil că a rămas cu sechele psihice, s-a întors și a văzut pe ăștia vorbind românește, ce a așteptat, și uitați-vă așa să terminat. Au început frații din prima seară de privești să aibă mărturii de rând. Și toți vorbeau de fratele Sandu și spuneau că a fost ca un tată pentru noi. Toți îl deplângeau, toți îl regretau, toți povesteau cum a fost de ajutor și cum a fost o binecuvântare pentru toți. Și în mintea mea creștea semnul de întrebare, Doamne, dacă a fost așa, de ce toată nenorocirea asta, Doamne? Ce se întâmplă aici? Ai scăpat lucrurile de sub control? În perioada aia fusese și incidentele din Norvegia, când au fost omorâți vreo 90 de oameni acolo, de un alt nebun. Era cam în aceeași perioadă. Doamne, ce se întâmplă? La un moment dat a venit păstorul pe tipostat la microfon și a spus, fraților, noi în fiecare săptămână ne întâlneam cu frații lucrători de la biserici. Și fratele Sandu era cu noi. Ca de la început, el era ca și tata nostru aici. Aș vrea să vă spun cât se poate de exact ultima rugăciune care a avut-o fratele Sandu cu trei zile înainte de a fi omorât. S-a rugat cam așa. Doamne, eu sunt gata să plec acasă. Tu știi vârsta mea, știi sănătatea mea. Eu sunt gata să plec. Nu mă mai leagă de timp pe pământul ăsta. Dacă tu vrei să mă iei acasă, eu te rog să mă iei acasă. Dacă vrei să mă mai lași în situația în care sunt, eu rămân bucuros, Doamne. Dar înainte de a pleca, am o rugăciune, Doamne. Adun copiii înapoi în adunare. Aduc copiii mei înapoi pe careva, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, fără copii în veșnicie. Nu mă pot bucura acolo fără să fie și ei. Doamne, te rog să ne ascult rugăciunea. Deci asta a fost ultima rugăciune a lui fratele Sandu. Am început să mă luminez și să înțeleg că Dumnezeu avea o lucrare nefăcută acolo. A venit ziua mormântării. În jur de 1000 de oameni. Frați de la Viena, de diferite părți, de țară, rudenii, au cântat, s-a predicat cuvântul Domnului. Au venit ambulanțele
și într-o ambulanță a fost coborât un căruț cu soția lui. Multe zile ea n-a știut că el este mort. Și l-au ținut la morgă atâtea zile pentru ca să poată veni și ea. Dintr-o altă ambulanță au coborât alt căruț și un pușcat și înfrunghiat a fost adus fiul lui acolo. Și acolo, pe marginea gropii, stăteau, le privau, ascultau cuvântul, participau la înmormântarea aia. Era început sistemul ăla care erau ei așa silențios, să înceapă să lase ușor și fiul în urmă. Atunci inima fiului s-a ferit. A izbucnit în lacrimi și a zis, Doamne, acum înțeleg că a venit timpul să mă întorc în adunare. Să mă întorc să iau locul lui tata și să duc mai departe ceea ce făcea tata în adunare. Dragostea lui Dumnezeu a biruit în inima lui. Rugăciunea tatălui satul se întorcea cu răspunsul. S-a terminat toată lucrarea, a trebuit să-i întoarcă înapoi la spital. N-am avut timp să stau de vorbă cu omul ăsta, dar parcă aș fi vrut să-l întreb. Măi, omule, altfel nu se putea. Nu se putea să răspundă altfel. N-ai înțeles în niciun fel că Dumnezeu te cheamă înapoi. Chiar trebuia să-ți vezi mama împușcată, sângerând acolo. Să-ți vezi tatăl împușcat sub ochii tăi și sub ochii copiilor tăi. Să-ți vezi fetele tale la câțiva anișori că sunt în bătaia armii și puteau să ucie ucise împușcate amândouă. Apoi să fii tu împușcat, înjunghiat, să treci prin sudorile morții în felul ăsta. Și în sfârșit, să se frângă cernicia ta ta. Să spui și tu da și să te torci. Altfel nu se putea. Când citești Ieremia, capitolul 52, când vezi cum împăratul Zedechia își vede copiii ucisi, își vede sfatul lui de taie ucis pe rând acolo, îi se scot ochii, când tot tezaurul național al Israel e dus în Babilon, când toate familiile sunt despărțite și copiii rămân orfani și convoaie de rog se duc în pejenie pentru totdeauna. Stai și te întreb, Israel oare nu se putea altfel? N-a vrut Dumnezeu să-ți dea o pedeapsă în inimă? De ce n-ai făcut niciun gest de pace? De ce? Versetul 12 spune, dar îi zic degeaba, noi vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. N-a fost ascultată predica lui Ieremia. Nenorocirea era ca un nor negru peste țară. Când intrau în adunare în seara asta, îi spuneam la fratele Daniel, zic, uite ce nor negru se împărte deasupra bisericii. Doamne, nu știm ce ne așteaptă. Dar un Dumnezeu care nu dorește moartea păcătosului, vine într-o seară ca asta și spune, îndreptați-vă umbletele și faptele. De ce trebuie să lovesc? Cum să te dau, Efraime? Din mine mi-am rupt. Mi se mișcă totul la mântul de mine. Frații mei, când spun cuvintele astea, mi amintesc pe tata. Doamne, o brază-i copila mai fost. Și multă bătaie mi-a mingat de la tata. Dar am iubit-o pe mama, acum am iubit de tata. Pentru că atunci când venea cu cureaua în mână, venea cu lacrimi în ochi și plângeri. Și înainte ca să plâng eu, plângea el. Și venea la mine și spunea, de ce nu vrei să înțelegi de vorbă bună? De ce mă forțezi să te bat? De ce nu înțelegi ce e bine pentru tine și ce e rău și ce nu trebuie făcut? De ce nu înțelegeam? Astăzi n-am nicio explicație. Dar acum, în maturitatea mea, dacă aș trece dintr-o situație amărătoare, asemănătoare, chiar m-aș gândi, oare de ce? De ce nu vreau binele și de ce aduc răul asupra mea? Oare de ce? În seara asta, Dumnezeu se îndreaptă către noi și spune opriți-vă. Opriți-vă și gândiți-vă
că nu este absolut necesar să aduc nenorociri. Că se poate și altfel. Și vom întreba și vom spune, Doamne, cum altfel? Păi așa cum v-ați rugat. N-ați cântat voi? Doamne, fă-ne pe placul Tău acum când stăm la cuvânt. Un Dumnezeu care poate modela prin cuvânt. A început fratele în seara asta, introducerea spunând, Dumnezeu cu învățătura Lui, cu Evanghelia Lui, vrea să umple la mintea și la inima noastră și să ne schimbe. Dumnezeu vrea să ne facă cunoscută destinația vieții noastre. Vrea să ne arate câtă demnitate a dorit El să fie în viața noastră. Cât de împliniți și fericiți am fi putut fi noi dacă am fi intrat pe băgașul voii Lui. Să lăsăm muzica rock și să cântăm muzica gospel. Să cântăm cântările astea minunate. Să lăsăm cu tregaiele lumii și bancurile lumii. Și cine vorbește să vorbească cuvintele Domnului. Și darul Tău e ispravnic. Să fie o binecuvântare. Și să te duci noaptea mulțumit și să spui 10 familii și 40 de copii au pâine pe masă datorită investiției mele. Datorită că știu cum să îi strălucesc, cum să chipiesc și să gospodăresc lucrurile în firma asta mea. Și vreau să vină și orfanul, și văduva, și străinul, și săracul. Și să aibă și binecuvântare în urma mea. Să spun și eu ca și eu, orbul era rog și șchiopul era picior. Și niciodată nu pleca orfanul și văduva de la mine cu mâinile goale. Mai ferice să dai decât să primești. Are Dumnezeu dorință să se schimbe. Ne uităm în cuvântul Domnului și vedem un tânăr ambițios. Venea din Senegia lui Beniamin. Dar și mereu trăiau cu frustrarea că istoria i-a furat pe ei. Coroana care trebuia să o poarte cineva din seminția lor, în urma lui Saul, primul împărat, a fost luată și dată la seminția lui Iuda. Și ei mereu trăiau cu dorința asta să se facă remarcați, să se facă cunoscuți. De ce li s-a luat o coroană? Și-a dat-o la alții. Și-a venit ambițios la Ierusalim. Și-a avut cine să-l găzduiască. Și s-a înscris la cea mai grozavă școală. Și-a fost cel mai harnic student. Și-a ajuns șef de promoție. Și-a cultivat relații cu bătrânii vrednici de respect al lui Israel. Și-a intrat printre ei. S-a ajuns ca unul dintre ei. Dar la un moment dat a pierdut un examen mare. N-a putut să înțeleagă că Iisus din Nazaret, care a adus o învățătură nouă, este Dumnezeul adevărat în Dumnezeu adevărat. Este Mesia pe care l-a aștepta Israel. Este urmașul la tron din casa lui David. Este Fiul lui Dumnezeu. Și a început să prigonească învățătura Domnului Iisus. Și a început să prigonească pe cei care urmau învățătura. Și i-a arestat și schimbiuia. Și voia să-i facă să bulească, să găsească motiv, să-i cadreze într-un articol și să-i pase în pușcărie sau să-i omoare putere. Ia la plăcerea lui. Și la un moment dat, am plecat din Ierusalim către Damasc, ajungând acum un terorist, un fanatic religios de tare internațională de lucru. A trecut cu răutatea lui peste o tarbă lui Israel. Dar m-am violat să uita la el cu regret. Și la un moment dat a hotărât să iasă înainte. A hotărât să-l oprească. A hotărât să lase lovitura aia să cadă de sus în jos. Astăzi ne uităm cum teroriștii sunt arestați. Sunt urmăriți, sunt localizați, și se notează tot programul, se pregătește trupele de intervenție, dar pentru că cei care merg acolo vor să facă dreptate și nu măcel. Pentru început folosesc
nici de arme foarte interesante, au luat ideea de la Domnul Iisus. Prima dată, în camera unde sunt ăștia, s-au aruncat niște grenade care produc zgomot și o lumină orbitoare. Să-i demoralizeze pe cei de acolo. Primul care a făcut lucrul ăsta a fost Domnul Iisus. El a inventat grenada luminoasă. El a aruncat-o prima dată. El a orbit pentru 3 zile pe pământ. Dar de ce? Pentru că nu aruncă o grenadă care să nimicească. El nu dorește moartea păcătosului, ci dorește recuperare, dorește întoarcerea, dorește să ia vasul din nou, să reformeze din nou, dorește să dea vasul acesta pe destinația care trebuie. Și, dragii mei, s-au învârtat marea căpetenie de atroci, fanaticul religios, terorismul Ierusalimului, sfințuitorul, se duce peste despre el la Damasc înainte de a ajunge în acolo. Și cei de acolo îl așteaptă cu roază. Dintr-o dată devine apostolul Pavel. Dintr-o dată vasul lui este făcut din nou. Este curățit din nou, este reformulat din nou. Auziți ce spune la 2 Corinteni 4:7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere e mai pomenită să fie de la Dumnezeu. Și nu de la noi. În vasul ăsta de lut evreiesc, Dumnezeu a văzut că e pusă legea. E pus fanatismul. E pusă ambiția de a deveni cineva. E pusă râmna fără nicio urmă de înțelepciune. Și mi-a ieșit mare de oară înainte. Și m-a trântit la pământ. Dar m-am lăsat în grec. Mai bătrânesc, mai port un ciunghi în coastă toată viața. Mereu să-mi aduc aminte că sunt doar un vas slab, doar un vas de lut. Dar, fraților, comoara asta e Evanghelie. Vestea asta bună a mântuirii. Învățătura despre acest Dumnezeu care nu vrea să moară păcătosul, ci vrea să recupereze păcătosul. Mă port acum în vasul ăsta de lut. Și puterea asta nemaipomenită de mântuire este de la Dumnezeu și este de la noi. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia Lui. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a celui dintre neamuri, a grecului. Și a celorlalte neamuri. Dragii mei, vrea Dumnezeu să curățe vasul. Vrea Dumnezeu să sfințească vasul. Vrea Dumnezeu să umple vasul cu ceea ce e o adevărată comoară. Nu e Evanghelie. Când cânți, să cânți despre Hristosul și despre Evanghelia Lui. Când vorbești, să vorbești despre Iisus Hristos, despre jertfa Lui, despre mântuirea Lui, despre harul și adevărul care l-a adus El pentru mântuirea fiecăruia care crede. Când lucrezi, să faci totul, dar în primul rând pentru împărăția Lui. Pentru că Evanghelia Lui să ajungă la marginea Pământului. Dragii mei, înțelegem noi în seara asta că Dumnezeu vine să ne convincă că suntem vase. Vine să ne întrebe ce purtăm în aceste vase. Și vine să ne pună o altă întrebare. De fapt, cine profită de aceste vase? Cine se folosește de aceste vase? În slujba cui am pus vasele astea? Ce-am făcut? Aș vrea însă să fim conștienți încă de lucru. S-ar putea ca nu întotdeauna, până la urmă, vasul ăsta să rămână un vas care se poate fi folosit. Scriptura ne vorbește la un moment dat nu de casa olarului, ci de țarina olarului. Cineva spunea acolo unde olarul tot a aruncat șoburi și șoburi și șoburi și toate revasele lui nereușite care s-au spart în cuptor, nu mai puteau fi refăcute, tot a aruncat șoburi. Și au zis toți,
un asemenea timp nu se face nimic. Un asemenea timp nu-i bun de altceva decât să facem un cimitir. Să fie plin de cioburi și de oase. Dar știți care e povestea acestui cimitir? Un ucenic în care Domnul Iisus a investit 3 ani și jumătate. Și a arătat cea mai mare dovadă de dragoste. Și a arătat cea mai mare încredere. L-a trădat pe Domnul Iisus. Bucata cea mai bună a dat-o lui și a zis, vreau să-ți arăt, eu care niciodată nu sfățarnic, ci totdeauna sincer, că pe tine, în clipa asta, te prețuiesc cel mai mult și aș vrea să te pot recupera. Îți dau ție punga. Am încredere că o să administrez tot ce se adună în dărnicie. Și vei da acolo unde trebuie. Poftim ținător. Și nu pun pe nimeni să te controleze. Dar Iuda l-a trădat. Pentru 30 de argenți. Când a început să intre burghiul în conștiința lui, când a început să-l apere, apase povara de păcat, Domnul Iisus i-a mai dat un semnal și a arătat cum Petru, în urma lepădării lui Iisus, e în stare să se smerească, e în stare să se pocăiască, e în stare să creadă în mila și în durarea lui Dumnezeu. Dar tot degeaba. El n-a mai reușit asta. El a aruncat bani. S-a dus și s-a scuturat. Cu banii ăștia aruncați de el, a fost cumpărat în țară la olarului. Hai să facem un cimitir acolo. Dar mulți când vorbeau de țară la olarului, știți ce spuneau? Țarina? Sângele. Care sânge? Sânge pe care Iuda l-a vândut pe 30 de argint. Tu pentru cât ai de gând să-l vinzi? Sângele ăsta stă în seara asta pe un talcer înaintea ta. Ți-l dă Dumnezeu în darul lui și spune, știi ceva? Toate păcatele tale pot fi spălate în sângele acesta. Ți-l dau să te curăți. Evanghelist Ioan vine și susține și spune, dacă ne mărturisim păcatele, el e drept, credincios, să ne ierte și să ne curățe de orice nelegiuire. Ce pui pe talcerul ăla? Dacă pui credința ta și pocăința ta, sângele ăsta ți-a aparține ție. Dar dacă vrei să rămâi cu 50 și 30 de acenți, dacă vrei să rămâi cu cumetele tăi, dacă vrei să rămâi cu anturajul tău, dacă vrei să rămâi cu religia ta, dacă vrei să rămâi cu respectul care l-ai de la oameni, dacă vrei să rămâi cu slava lumii, cu prietenia lumii, cu legăturile lumii, și să nu lași toate astea, e dragul Domnului Iisus Hristos. E sângele pe care și tu îl vinzi pentru nimic. Și totuși el este singurul care poate să te curățe și să te sfințească. În seara asta, te alegi cu binecuvântarea din casa orarului. Dacă vrei că Dumnezeu să vorbească, știi, ești gata să asculți și să crezi și să te pocăiești și să spui, Doamne, oprește nenorocirea ca la nimeni. Oprește, Doamne, pentru că eu mă pocăiesc. Nu mai este nevoie de nuia, nu mai este nevoie de tată să scoți cu iaua. Mă pocăiesc, îmi pare rău, nu se mai întâmplă asta. Dar dacă nu vrei să fii lucrat în casa olarului, vei fi aruncat în țarina olarului. În locul ciocurilor, în locul nenorocirii. Dragul meu, nu pierde, nu pierde. Gândește-te bine. Și chiar o întâmplare undeva în Brazilia, se pare, o tânără mereu, mereu, era îndemnată de mama ei, draga mamei, lasă-ți prietenii, lasă-ți anturajul, termină cu ei, nu te duc la mine, oamenii ăștia. Mamă, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Într-o seară, când a claxonat mașina la poartă, papa, pioaia, a luat-o la fugă de pe mașină, cu mama scânțind după ea. Nu te duce, dragă mamă.
Nu de duce. O să-ți pară rău. Mama, lasă-mă în pace. Și în sfârșit când a ajuns mama acolo, ca un ultim, ca ultimă încercare, draga mamă, dacă tot te duce, iarăși pe Domnul Iisus știi. Și fata, aruncându-se în brațele prietenilor, se toarce către mama și în glumă, zice, mama, n-are lucru, vezi că suntem cinci, imagine. Și Dumnezeu are sensul nostru. La cuvântul spunem că celălalt. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ca să ducă batjocorul mai departe, Satan a împins-o să mai spună ceva. Eventual, mama, dacă vrea să stea vor bagați. Și mașina a plecat. Și a urmat nenorocirea. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, El s-a lăsat batjocorit în toate felurile. Și s-a rugat pentru cei care batjocoreau. Dar când vorbește Pavel acum, după învierea Domnului Iisus și glorificarea Lui, Pavel zice, fraților, nu vă înșelați, ce seamănă omul, aceea vă se cerat. Dumnezeu nu se lasă, va șopor. A urmat inevitabil un accident și au murit toți cei. Și a ajuns mama acolo plângând. Și scoteau descarcerare de acolo, din trefeare. Toți morți. S-a dus puterea, s-a dus toată vâniciunea lor, s-a dus toată bucuria lor. Dar mama și-a dus aminte ultimele cuvinte. S-a rugat la porbăgață mașină. Întreg, întreguți. Au venit cei de acolo și-au deschis porbăgață. În porbăgață un carton cu ouă. Fiecare ouă la locul lui. Întreg. Acolo nu s-a întâmplat nimic. Și mama se uita și spunea, acolo l-au trimis. Acolo i-au făcut loc. Nu știu ce vrei să faci în seara asta cu Domnul Iisus. Nu știu ce loc îi dai în viața ta. Nu știu ce ne așteaptă și nu știu ce ne așteaptă. Plecăm către suceamă în seara asta, plecăm către casele noastre. Ne luăm din nou drumul nostru și alergarea noastră pentru cele pământești. Dar Marele Olav a ieșit înainte în seara asta și zice, opriți-vă, eu m-am făcut cu mâinile mele. Eu am pentru voi planuri minunate. Pe pământul ăsta sunteți vremelnic pentru pregătire. Și vă aștept în veșnicie ca să petrec veșnicia cu voi. Prin Duhul meu Sfânt, eu vă dau darul. Prin Fiul meu, Iisus Hristos, eu vă chem în slujbă. Iar eu, în marea mea autoritate, în dreptul meu de suveran, lucrez totul și în toți. Am lucrările mele de făcut cu voi. Prin Fiul meu vă dau mântuirea. Dar prin slujirea voastră vă câștigați răsplătirea. Și vreau să fiți bață de folos. Și vreau să ieșiți din lucrarea de lucrare. Și vreau să fac din tine un vas de cinste. Și vreau să mă laud în viața ta. Și vreau să te împlinesc. Și vreau să fii binecuvântat aici și apoi binecuvântat o veșnicie întreagă. În seara asta mă întâlnesc că am avut nevoie eu personal de cuvântul ăsta. Și în seara asta, încă o dată, Duhul lui Dumnezeu trece prin conștiința mea. Și sunt bucurie în măsura în care știu că sunt acolo unde trebuie. Și fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. A Lui toată slava. Și a mea bucuria de a fi acolo unde mă vrea Domnul. Dar cred că asta e valabil pentru toți frații și pentru toate surorile. Și toți am avut nevoie de cuvântul ăsta. Și dacă ați avut nevoie. Și dacă vreți ca domniile și stăpânirile să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu la lucrul biserică. Arătați și mărturisiți că ați avut nevoie de cuvânt. Și cei care ați avut nevoie de mesajul ăsta în seara asta, ridicați-vă în sus. Și spuneți-i, Doamne, și pentru mine e vorbit. Și Doamne, ajută-mă să-ți fiu vasul de folos, vasul de cinste. Dar ce se întâmplă cu tine, tinere? Ce se întâmplă cu tine, suflete? Domnule, ce ai de gând să faci cu viața ta? Doamne, ce ai de gând să faci cu viața dumneavoastră?
Ce exemplu lași pentru copiii tăi în urmă? Ce ai de gând să spui cu lemnă de moarte dacă te cheamă Dumnezeu în veșnicie? Că e valabil drumul pe care mergi, că ai siguranța mântuirii, că știi unde te duci, că ai vrea și copiii tăi să fie cu tine acolo. Asta e valabil numai dacă ești din comunitate, ce spune cuvântul. Că l-ai ascultat, că l-ai slujit, că te-ai pocăit, că ai crezut în ea. Dacă în seara asta ești aici, lasă-l pe Marele Olar, ziar mâinile lui vasul ființei tale, să curăță în sângele Domnului Iisus și trebuie curățat. Să repare și să adune din ciorul ceea ce a fost spart și să te folosească ca unul care poate să dea apoi anii în caz de lăcuste. Ca unul despre care eu spunea, Doamne, după ce m-ai frământat ca lut, acum vrei să mă faci tărână? Și Dumnezeu ridică și dublează turmele și dă o altă familie și ridică, Doamne, în slujba preoției să facă jertfe pentru prietenii lui, care și erau credincioși, dar acum zice, El să se roage pentru voi. Are Dumnezeu planuri minunate pentru tine. Vrei să accepți planurile pentru viața ta? Vrei să fii vasul lui Iisus? Vrei ca Dumnezeu să facă din tine o altă cinste? Ridică o mână sus dacă vrei după așa. Dacă ești aici, spune, Doamne, uită-te la inima mea, uită-te la viața mea, curăță, Doamne, și fă-mă vasul tău. Pune-mă la dispoziția ta. Scoate-ți slava din viața și slujirea mea. Ca tu să te bucuri și eu să fiu răsplătit, Doamne. Nu pleca de aici, fără să te asiguri că Marele Olar și-a sfârșit lucrarea pe care o face Olarul ca să adică recondiționează, reformulează, repară și până la urmă, când se termină mesajul, când se termină lucrarea, el își lământă mâinile bucuros și spune, într-adevăr, ăsta e pasul pe care pot să mă folosesc. Doamne, ajută-ne să fim în asemenea noastră. Amin.